Păi mulțumim, doamne Ana Vandiana, domnului Robert Rusan, domnișoare Ivana Boca, domnului Demostene Andrulescu, doamne Lidia Stricescu, copiilor care ne-au întâlnat, avem aici grupul Sfântului Ștefan cel Mare. În momentele în care este recitat din Ana Vandiana, mi-am notat câteva gânduri pe care vreau să le exprim acum, și anume faptul că poetul este omul care salvează ființa poetică a neamului. Poetul este omul care trudește la această turnă cosmică în care ființa necăritoare este limba unui clopot nevăzut ce îmbracă prin viața lui, rostirea lui, cosmosul cu mireasma să plătărească unei duminici fără sfârșit. Această seară a fost o sărbătoare și o sărbătoare în care am înțeles că nu torționare sunt cei care fac mantii, ci această libertate lăutrică pe care ne-a dăruit Mântuitorul Iisus Hristos și care a născut aceste fel de mărturisiri pe care le-am auzit și ne bucurăm și nu este întâmplător faptul că memoria aceasta este salvată de poeți. Ne bucurăm că avem tineri care sunt sensibilizați, care vibrează la această memorie vie pe care un poet precum Ioana Ana Vandiana, precum scriitorul Robert Rusan sau Ioana Boca, această tânără pe care am descoperit-o cu această ocazie și de asemenea toți ceilalți care au participat la această seară, o seară de suflet. Vă mulțumim dumneavoastră tuturor pentru răbdarea de a participa la această priveghere. Doamne așa!